atunci o mai țineți minte pe Andreea Mantea, fata brunetă, voluptoasă, care a devenit celebră după ce s-a dezbrăcat. A fost vecină la Neața, apoi mâna dreaptă a lui Mircea Radula din Dragoste și cam atât. A, s-a iubit cu țeparul șef Andrei Țârdea. Și după episodul ăsta, pauză. Ei bine, au scos americanii de la revista cu iepurași din conul de umbră și au desemnat-o una dintre cele mai sexy apariții nud. Vezi, Andreea, tu faci carieră doar dacă te dezbraci. Cu hainele pe tine e mai greu. Să trecem acum la o altă divă, Adelina. De ceva vreme, bruneta primește câte un buchet de flori pe zi. El le-a trimite un domn din Timișoara. Adelina a povestit că pe admiratorul ei îl cheamă Florin, are 30 de ani și o avere frumușică. Cum altfel? Și ar vrea să o prezinte deja părinților. Iar Adelina îi cam place. În weekend a luat avionul și a petrecut câteva zile romantice în compania noii cuceriri. Florina a așteptat-o la aeroport, i-a cărat bagajul, iar apoi a dus-o pe asistenta lui Morar la un restaurant. Cu forțe proaspete, cei doi au plecat la mall. De unde băiatul i-a cumpărat o pereche de pantofiori. Iar după întreaga aventură prin oraș, junele de Timișoara a pus-o pe Adelina direct la casă, de unde nu au mai ieșit până a doua zi. Dar și Liviu a dat lovitura. În noaptea trecută, paparații de la Cancan l-au surprins în tandresuri cu o brunetă. Au ieșit din club ținându-se de mână ca doi îndrăgostiți și când au văzut blițurile, Liviu a spus repede că domnișoara e verișoara, iar fata a spus că îl ține de braț pentru că merge greu pe tocuri. Așa se zice acum, nu? Faza zilei vine de la o pisicuță guralivă. Cântă mai bine ca niște dive de pe la noi. Atât pentru astăzi la Poveste Tabloid. Pe mine.